În tabăra Proedus se organizează săptămânal Miss și Mister Holiday. Cei mai carismatici băieți și cele mai frumoase fete își etalează bronzul, ținutele, dar și spontaneitatea în fața unui juriu exigent și a sutelor de susținători. Concurenții au trecut prin două probe, cea a costumului de baie și proba ținutei de club. Denisa este o elevă premiantă, cu rezultate bune la învățătură, o tânără care se implică în toate activitățile Proedus. Înaltă, blondă, sociabilă și cu multă carismă, Denisa a reușit să impresioneze publicul și a fost desemnată Miss Holiday. A fost pur și simplu o idee, am zis că o să încerc, nu o să pierd nimic și am câștigat! Mister a ieșit Cătălin, și el în vârstă de 17 ani, elev în Colegiul Național Mihai Eminescu, care, deși este obișnuit să fie în competiție cu cei din jurul lui, la acest concurs a fost copleșit de emoții. Păi, mi-am propus să câștig de la început, chiar dacă am avut emoții. Mai ales am avut emoții, fiindcă n-am avut foarte mult timp de pregătire, să zic așa, dar m-am stăpânit și am reușit să fac o impresie bună. Nu doar cei mai carismatici și spontan tineri s-au remarcat în tabără, ci și elevii care au talente. Cei mai mulți sunt artiști născuți. Unii, cu vocea lor, ridică în picioare o sală întreagă. Alții impresionează cu stilul lor de dans sau cât de bine stăpânesc un instrument muzical. Gabriela a câștigat concursul de dans de la Festivalul Fulgilor de Nea. A fost susținut pentru talentul lui și s-a înscris din nou în competiție. A primit încă o dată confirmarea că este foarte bun și a obținut locul întâi. Am câștigat la Festivalul Fung de Nea, mi s-a spus că am talent. Eu nu consider că este un talent, pur și simplu e o muncă pentru mine foarte mult. Și am zis, de ce nu? E o ocazie. De ce să o ratezi? În fiecare sâmbătă seara, peste 30 de adolescenți tânjesc după titlul de Miss și Mister Holiday Costinești.